Deci, bine ați venit sau revenim pe canal, iar în acest video hai să vedem cum poți să-ți faci o proiecție, o planificare a portofoliului tău de investiții și mai probabil acțiuni la bursă. Mai ales că o să intrăm aici de pe laptop ca să folosim un spreadsheet, adică facem matematica exactă și o să luăm în considerare mai multe variabile. Nu-ți face griji, nu prea multe, vrem să rămânem cu picioarele pe pământ. Însă, aceste proiecții sunt foarte folositoare pentru că ne oferă claritate și vreau, de exemplu, să ne uităm acum, în 2023. Dacă nu cumva te uiți la acest video, din viitor. Unde este portofoliul nostru? Care este valoarea acestuia? După aceea, dacă investești în acțiuni individuale, e probabil să ai câteva acțiuni care oferă un dividend. Deci, practic, portofoliul tău are un anumit randament, fie că este 1%, 0,5% sau 6%. După aceea, să nu uităm că mai avem câteva variabile. Unul la mână, cât va crește acel portofoliu în fiecare an și ultimul și, de fapt, probabil cel mai important, mai ales la început, cât de mult investim și pentru că nu vreau să vindem vise aici. Adevărul e că până la urmă cât depunem este cel mai important mai ales în primii ani motiv pentru care multe din videourile din acest an am acoperit și acest subiect al creșterii venitului și ca să trecem imediat aici de pe laptop dacă nu ai lăsat un like din primele secunde a acestui video poți face în acest moment aș canalul aș ca un număr cât mai mai de persoane să afle despre aceste videouri și în câteva secunde după intro ne reîntoarcem. Ok și acum ne-am reîntors o să folosim aici ca exemplu portofoliu public de pe Interactive Brokers dar până la urmă poți folosești orice broker nu contează principiile sunt aceleași și cel mai important este unde este portofoliul nostru în acest moment deci de exemplu acesta public în acest moment este la un 40.900 de dolari și hai să trecem pe acest spreadsheet pe care poți să l construiești și tu de la zero, este destul de simplu, o să ți formulele. Deci, primul rând avem anul, adică ne interesează, ok, unde suntem în acest moment, unde o să fim în câțiva ani. Doi la mână, valoarea portofoliului, deci aici punem manual care este valoarea lui, după aceea randamentul dividendului. Aici trebuie calculat în funcție de platforma pe care o folosești, de fapt nici Interactive Brokers nu îți oferă acest număr, așa că ar trebui să îți calculezi tu, să vezi cât valorează portofoliul tău și apoi să estimezi cu formule care sunt pe Yahoo Finance. Bine, aici folosesc Finviz, însă, de exemplu, dacă folosești Interactive Brokers, poți să afli acest număr și mergând aici la Client Portal, Performance and Reports, Portfolio Analyst și după aceea, în dreapta jos, după ce se va încărca aici, să mergem și o să găsim acest număr, deși este un estimativ și de fapt dividendele vor crește cu timpul dacă am investit în companiile care trebuie. Deci, poți calculezi manual sau poți să încerci dacă folosești un broker care îți oferă această posibilitate să iei acel număr de acolo. Și, de exemplu, pentru acest portofoliu, randamentul acestuia este de un 2.76, puțin mai mare decât S&P 500 care este la un 1.5. Așa că punem acest număr aici și după aceea avem o formulă aici, deci practic 2,76% înmulțit cu valoarea portofoliului. Vedem că, în acest moment, portofoliul oferă aproximativ 1128 de dolari în fiecare an, și după aceea trebuie să luăm în considerare că acest portofoliu, ce mai probabil, ca majoritatea portofoliilor, sperăm, pentru că nu va fi un drum chiar atât de liniar, adică punem un 5% ca să fim mai defensivi, dar după cum știm S&P 500 chiar are un 8% și de fapt cum am putut să vedem și în acest an, hai să mergem destul de repede aici la portofoliu, o să vedem că avem și an de genul când, dacă mergem la performanță, o să vedem că year to date avem o creștere de 51% desigur trebuie luat considerare că acesta este un time weighted return așa că o să depindă foarte mult și de când investim, cât investim, dar în ce mai multe cazuri, dacă încercăm să simplificăm, a spune că putem să mergem cu numerele care știm că sunt destul de realiste. Și imediat o să mai adăugăm aici o coloană care o să vedem imediat este cea mai importantă. Și hai să facem aici o proiecție, am pus pentru următorii 13 ani și formula pentru anul următor. Deci 2024 o să folosim următoarea formulă. Deci, unul la mână. O să luăm în considerare că la portofoliu nostru, deci folosim B2, adăugăm acest dividend anual. Deci acesta, după cum știm, îl primim, deci îl adăugăm la suma pe care deja o avem. Însă, după aceea, o să adăugăm și acest 5%. Sperăm că acest portofoliu o să crească și el în medie cu aproximativ 5%. Însă, desigur, speranța nu este cea mai bună strategie, așa că să nu uităm unde avem noi cel mai mare control și acela ar fi cât depunem. Așa că o să scriem aici depuneri, o să folosim culoarea Academiei de Investiții și folosim aici un alb bold. Ok, deci o să vedem imediat că acest portofoliu cu aceste numere ar ajunge la un 44.000 de dolari în următorul an. Și acest număr este unul aproape de realitate, nu de alta, dar sunt și niște bani cash neinvestiți aici. Așa că așteptarea e ca acest portofoliu să fie undeva în jurul a 44.000 la anul. Deși ce mai probabil va fi mult mai mare, din simplu motiv că aici la depuneri, personal nu știu cât o să depun, dar hai să venim aici cu un exemplu, să spunem că am vrea să adăugăm 12.000 în fiecare an, pentru că vrem să-l creștem cât mai repede și vedem că atunci ar ajunge la un 56.000. Desigur, dacă punem 100 în fiecare lună, atunci am avea un 1.200. Și hai să ne gândim în felul următor, că mergem mai departe și o să folosim de la anul 2,5% și după aceea 2% pentru acest randament. Asta în cazul în care te interesează mai mult acțiunile growth. Așa că o să continuăm cu un randament de 2%, care totuși este peste S&P 500 și la depuneri, hai să continuăm cu 1200 în fiecare an, doar ca exemplu, ca să vedem unde am ajunge pe termen lung. Deci, acum pur și simplu o să folosim această formulă, deci o să dăm aici în jos și o să continue cu aceeași formulă în fiecare an și vedem că la finalul acestei perioade, deci în 2036, am ajunge la un 123.000 și dividendul anual aproape, de fapt este chiar puțin peste dublu, este undeva la un 2478. Însă să nu uităm un lucru că acesta ar avea un dividend de 2% și majoritatea cazurilor poți destul de ușor să îl dublezi. Adică sunt destule acțiuni care ți-ar oferi 4%, asta înseamnă doar să-ți vinzi acțiunile care sunt mai multe Growth și se investește în cele care oferă un dividend mai mare. De exemplu, dacă ai vrea să investești și să ai un dividend de aproximativ 5%, atunci venitul anual ar fi undeva la 6.000 de dolari. Însă, hai să ne jucăm cu cel mai important număr de aici și acela ar fi depunerile. Cel pe care vreau să ne concentrăm ce mai mult, pentru că aici de fapt o să vedem imediat dacă punem 6.000 în acest an doar, o să vedem că peste 13 ani această sumă o să crească cu 10.000 pentru că noi am adăugat 6000. Însă, după aceea, hai să adăugăm și aici un 6000 și o să vedem că acest număr iarăși a crescut cu aproximativ 10.000 și de aceea o să vedem că acest număr al depunerilor, mai ales dacă îl continuăm pe toată această perioadă, practic o să duc un portofoliu care ar fi fost altfel la cam 144.000 la 220, ceea ce cu un dividend de 5% ar însemna un 11.000 de dolari. Plus că să nu uităm, dacă continuăm să reinvestim, atunci acest număr clar ar continua să crească. Hai să mai adăugăm aici 3 ani și să folosim aceleași formule pe mai departe și am ajunge, vedem, la un 313.000 doar dacă am mai continuat să investim pentru încă 3 ani. Și dacă ar fi să ne uităm la numerele pe care clar nu putem să le controlăm, de fapt sunt acestea. Adică, cu siguranță o să fie ani care va fi un minus 10%, dar și ani în care e posibil să fie un 10% aici, poate un minus 10% aici și un 20% aici. Însă vedem că atât timp cât media rămâne una destul de stabilă, atunci lucrurile nu arată atât de rău. Și aceste proiecții ne ajută destul de mult pentru că în funcție de unde vrem să fim în câțiva ani, practic putem să ne jucăm cu aceste numere, să depunem mai mult sau mai puțin. De exemplu, dacă ai vrea să ajungi la libertate financiară, să spunem, mai repede sau pur și simplu? Să ai această pătură financiară cât mai mare, cât mai devreme, atunci vedem că dacă ai investi 12.000, deja deci aproximativ 1.000 de dolari pe lună, pentru următorii 6 ani și portofoliul deja ar fi la o anumită valoare, practic, după aceea, în câțiva ani, hai să spunem aici un 2% ca să fim realiști, o să ajungem la un număr care cred că pentru majoritatea dintre noi este unul destul de confortabil și după aceea să nu uităm că probabil chiar și atunci o să mai putem să muncim, o să mai putem să câștigăm bani. Și dacă dorești acest document sau unul din celelalte de aici, îți recomand să te abonezi la newsletterul Academia de Investiții, nu de alta, dar la aceste e mail dacă trimiți un reply, este foarte probabil să le văd. Mai ales că cele de pe social media, aproape 99% sigur, nu o să le observ vreodată. Și gata o filmarea aici de pe laptop, sper că acest video a ajutat cel puțin pentru a ne clarifica unde suntem în acest moment și unde vrem să fim. Mai ales că am văzut în funcție de unde se află portofoliul nostru, cu randamentele sau cu creșterea pe care o așteptăm și mai ales cu depunerile în următorii ani, în următorul deceniu, o să ajungem la anumite sume și ce mai probabil acesta poate nu este singurul portofoliu și mai ales dacă avem și un imobil clar averea per total este mult mai mare. Însă atât pentru acest video dacă nu ai lăsat deja un like poți face în acest moment. Dacă nu ai apăsat pe butonul de subscribe dar mai ales nu ai dat pe clopoțul de lângă pentru a primi o notificare imediat și scot un alt video poți face în acest moment și până data viitoare îți urez toate cele bune fie că e vorba de investiții sau de orice altceva.